cred că nu este o retragere, nu este o conformare cu hotărârea Consiliului Republican din 11 iulie 2009, la care el a fost exclus din partid. Deci, cred că e o reacție adecvată, dar întârziată. Domnia sa spune că ați mințit atunci când ați spus că l-ați dat în judecată și i-ați cerut 10 milioane pagube, că nu a primit nicio citație. El este, azi a fost, trebuia să aibă loc a doua ședință, nu s-a prezentat. El cunoaște lucrurile. Este acționat în judecată. Ce se întâmplă acum cu UCM? Nu se întâmplă nimic. Sunt organele statutare care iau decizii. La momentul potrivit se vor convoca și vor lua o decizie. Dar dumneavoastră mai aveți vreo atribuție cu partidul? Da, eu am atribuție cu partidul, dar statutul meu îl hotărăsc tot aceleași organe, decisive statutare ale partidului. V-a bucurat vestea? E târziu, dar așa e.